Un craiovean de 57 de ani a fost implicat într-un accident rutier provocat de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate. Bărbatul conducea regulamentar când o mașină care a ieșit de pe un drum comunal nu i-a acordat prioritate. Mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului pentru preluarea răniților. Accidentul s-a produs în apropiere de Craiova. Bărbatul care conducea regulamentar a tras o sperietură groaznică când a văzut că mașina care ieșea de pe un drum secundar nu a acordat prioritate. Șoferul a vrut să evite impactul, a tras de volan și a ajuns cu mașina în șanț. Șoferița a părăsit locul accidentului. Camera de luat vederi amplasată pe bordul mașinii a surprins momentul impactului. În momentul în care mașina bărbatului intră în șanț, șoferița vinovată fuge de la locul accidentului. Din fericire, bărbatul de 57 de ani nu a fost rănit. După incident, acesta a mers la poliție pentru a depune plângere, iar șoferița vinovată a fost identificată. Până în acest moment, femeia nu s-a prezentat la poliție pentru a-și recunoaște fapta. În prezent, polițiștii fac verificări pentru a stabili vinovatul, iar în cazul în care se va dovedi că femeia este cea în culpă, aceasta va fi sancționată cu amendă și va fi suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 60 de zile.